Stocuri suficiente de gaz, contracte ferme de livrare a energiei electrice și scăderea tarifelor la gaze naturale și lumină. Acesta este rezumatul anului 2023 în domeniul energetic, în comparație cu 2022, care a fost unul dintre cei mai dificili din istoria Republicii Moldova. Ce pași s-au făcut anul trecut pentru sporirea rezilienței energetice a țării? Vă reamintim în materialul ce urmează. În anul 2023, pentru prima dată în istoria sa, Republica Moldova, malul drept, nu a cumpărat gaz de la Gazprom. Autoritățile au făcut achiziții de pe piața internațională și au depozitat cantități suficiente de gaze naturale pentru a trece cu bine de iarna curentă. Republica Moldova urmează să-și crească și capacitatea de producere a energiei regenerabile. Dar să le luăm pe rând și să vedem ce pași au fost întreprinși pentru a spori reziliența energetică a țării în anul 2023. Republica Moldova a ieșit din iarna 2022-2023 cu 100 de milioane metri cubi de gaz în stocuri. Treptat, Energocom a făcut achiziții de gaz pentru consumul curent la prețuri mai mici decât în 2022. Am avut contracte scurte, cum ar fi Trafigura, unul dintre traderii mari. Avem o relație bună și unul dintre cei care au fost cei mai mari furnizori de gaz natural este compania DEPA din Grecia, compania statului. Creștem numărul de parteneri. La ora actuală avem, cred că, în jur de 20. S-au făcut anumite greșeli iarna trecută când s-a cumpărat mai mult gaz decât aveam nevoie și acum acest gaz rămas de iarna trecută se amestecă cu gazul care a fost cumpărat de Energoco în vară, astfel încât să ieșim la un preț mediu de 600 dolari și să putem, într-un fel, răscumpăra greșelile făcute iarna trecută. Evident, da. Deci gazul pe care noi îl cumpărăm de la traderii europeni este mai ieftin decât cel din contract cu Gazprom. Drept urmare, în luna iunie 2023, tarifele la gaz au scăzut de la 29 de lei la 18 lei pentru un metru cub. Tot în iunie a scăzut și prețul la energie electrică pentru consumatorii finali. A doua ieftinire a curentului electric a avut loc în noiembrie. În iulie, Energocom a început achizițiile de gaze pentru sezonul rece, iar în noiembrie, Republica Moldova avea deja în stocuri peste 600 de milioane de metri cubi de gaze. Prețul mediu de achiziție a fost de 600 de dolari mie de metri cubi. Am procurat aproximativ din creditul BIART de 100 de milioane de euro și din sursele proprii cred că un pic mai mult decât 100 de milioane. Cu BIRD noi mai avem acces încă la 200 de milioane de euro, deci noi putem să facem achiziții din acele surse, din tranșa de urgență, dacă este nevoie. În toamna anului 2023, guvernul a semnat un contract cu centrala de la Cuciurgan, valabil până la finele anului 2024, la prețul de 66 de dolari megavatul, care acoperă 70% din consumul de curent al Republicii Moldova. Restul 30% s-a cumpărat din România și de pe piața Opcom. La ora actuală, noi primim 5,7 milioane metri cubi gaz de la Gazprom și acest gaz este livrat strict către malul stâng și din acest gaz se produce energie electrică pe care noi o lucrăm la cel mai mic preț din regiune. În 2023 au avansat și lucrările de interconectare cu România. Astfel, Republica Moldova se leagă irreversibil de piața energetică europeană, iar dacă Rusia va decide să sisteze livrările de gaz către regiunea transnistreană, Republica Moldova nu va rămâne fără energie electrică. Din punct de vedere comercial, am făcut teste în acest an și am adus energie din Bulgaria. Ne înregistrăm acum și începem să facem tot ce ține de obținerea licențelor și în Ungaria pentru a procura energie, inclusiv și gaze naturale. Deja s-a decis asupra proiectului Bălțuceava, acum să mai caută soluția tehnică sau geografia exactă pentru al treilea interconexiune care la Chișinău, în Moldova, va intra la Strășeni. Orizontul de timp pentru finalizarea la toate trei interconexiuni este 2028 undeva. Bălți-Suceava este mai avansată, cred că poate fi finalizat și în 2027. Da, încă mai este de lucru, cu certitudine, că, pentru că pe noi ne conectează cu România doar o singură linie electrică de tensiune înaltă și ea trece întâi prin stânga Nistrului, Vulcănești, Moldgres și după aia ajungi la Chișinău. Deci urmează finalizarea construcției linii Chișinău-Vulcănești ca să ocolim regiunea transnistreană.
După mai multe tergiversări, în 2023 a fost finalizat și auditul datoriei la Moldova Gaz, care arată că cea mai mare parte din restanțele pretinse de Gazprom nu sunt justificate. După cum era de așteptat, concernul rus nu a recunoscut rezultatele raportului. Tot în 2023 a fost dusă la bun sfârșit și separarea serviciilor de transport și furnizarea gazelor naturale. Auditul internațional, putem să-l numim un act de control. Evident că asta e doar începutul. Urmează etapa de pregătire a pretențiilor financiare față de Gazprom, dar totodată urmează și etapa de investigare a celor fraude care au fost comise de-a lungul anilor de conducerile precedente la Moldova Gaz, și aici au de lucru procurorii și CNA-ul. 2023 va intra în istorie ca anul în care Gazprom a pierdut piața europeană. Dacă 2019 concernul rus avea pe piață UE o cotă de 45% și exporta peste 180 miliarde de metri cub de gaze naturale, în 2023 exporturile pe piața europeană au scăzut la 7% până la un volum de peste 20 de miliarde de metri cub de gaze. Gazprom exportă volume foarte mici în Uniunea Europeană. Vorbim de planul pentru 2023. De aproximativ 24 de miliarde de metri cubi de gaz, și m-am uitat în care țări au exportat. Deci sunt concret prietenii lui Putin și câteva țări, și există doar două coridoare prin care Gazprom poate exporta gaz în Uniunea Europeană, și asta foarte ușor se verifică. Deci prin Ucraina se transportă 38-40 de milioane de metri cubi pe zi și prin Turcia tot cam atât. Republica Moldova se îndreaptă cu pași hotărâți spre un viitor mai verde și mai sustenabil. În 2023, țara și-a dublat capacitățile de producție a energiei regenerabile. Acum am modificat legea, vom lansa licitațiile pentru capacități mari, ne așteptăm să finalizăm licitațiile pentru cel puțin 100 de megawatts pe energie eoliană, încă 50 de megawatts de energie fotovoltaică. Statul va oferi și subvenții cetățenilor care își vor eficientiza energetic locuințele prin intermediul Centrului Național de Energie Durabilă. Se lucrează intens și la creșterea capacității de transport a gazelor, inclusiv a gazoductului Iași-Ungheni-Chișinău. Ruta care leagă Grecia și trece prin Bulgaria, România, Ucraina, Moldova și ulterior iar ajunge în Ucraina către depozit, este o rută care se discută intens pentru a mări capacitatea de transportare a gazelor pe timp de vară, în special pentru atunci când prețurile la bursă sunt mai scăzute. Avem deja Vestmol Transgazul, care este o companie fică a Transgazului românesc, care a preluat în gestiune rețeaua. Deja ei mai bine vor structura și vor spune unde este nevoie să mărim capacitatea la Ungheni pentru Chișinău sau să facem o nouă branșament dinspre Ungheni, înspre Bălți și înspre Drochia. Printre priorități se găsește și crearea unei piețe libere a energiei electrice. Crearea unui operator de piață care va crea, spunem, de fapt o bursă de energie în Republica Moldova. Asta va crea o dinamică enormă în general pe tot ce ține de investițiile în energetică, inclusiv investițiile private. Noi trebuie să facem piață de energie, da? Unde fiecare producător poate să-și vândă energie electrică produsă. Și atunci putem crea concurență. Prognozele autorităților, dar și ale experților, par a fi optimiste. Experiența noastră ne permite deja la ora actuală, pentru ziua următoare, să cumpărăm gaz, indiferent de cantitate, sursă, suntem gata. Am reușit să demonstrăm că toate lucrurile pot funcționa normal. Noi putem să ne asigurăm securitatea și de alimentare cu energie electrică și cu gaze naturale într-un regim liniștit. Chiar dacă s-au făcut pași importanți, autoritățile mai au multe de făcut pentru a spori reziliența energetică a Republicii Moldova. Peste un an expiră contractul de tranzit a gazelor rusești prin Ucraina. Și atunci, cea mai mare provocare va fi pentru regiunea transnistreană, pentru că ei nu au o companie oficial recunoscută, cu licență, cu bani, care se poată merge în Ucraina să participe la licitații, să rezerveze gazoductele prin care îți vină gazul. Ei riscă să rămână fără gaz și respectiv fără energie electrică, și atunci noi practic avem posibilitatea să inițiem procesul de reintegrare pașnică a țării, dar trebuie să vedem și care sunt costurile.